De ce gripa este atât de mortală, atât de periculoasă? În primul rând, virusul gripei este un virus care afectează toate speciile. Firește, cu sușe antigenice diferite, specializate. La om sunt câteva sușe și recent au fost și hibrizi între unele dintre tulpinile de mamifere și chiar de păsări. Deci iată, depășește și granița acestui ordin al mamiferelor. Virusul este un virus ce își modifică forma, este un saltimbanc. Este un foarte bun în acest sens, în sensul ascunderii de sistemul imunitar. Nu este atât de patogen cât este hoț. Nu este atât de patogen cât este capabil de a se modifica într-un timp relativ scurt și, bineînțeles, de a afecta pe cei care îi prind descoperiți. De ce se moare? Din cauza că, și aici este un mesaj pe care îl transmit fumătorilor, eu ca fost fumător, din cauza că plămânul este între cele mai delicate organe pe care le avem. Dacă auziți oameni peste 100 de ani că mor fără nicio boală și mor de insuficiență respiratorie, este fiindcă plămânul nu mai poate. Este un organ ce constituie limita noastră de supraviețuire, fiindcă biologia, structura lui, are o componentă ce ține de mobilitate extrem de importantă, ce ține de schimbul de gaze. Este un organ foarte, foarte sensibil. Și asta este motivul pentru care de gripă se moare. Sunt alte afecțiuni virale pe alte organe, poate de virusuri mult mai patogene, care nu fac atât de mari ravagii cum face gripa. Poate nu știți, dar nu conquistadorii spanioli au eliminat incașii, astecii, maiașii din America de centrală și de sud, ci gripa combinată cu variola. Aceste două virusuri neîntâlnite în locațiile geografice respective a surprins populația descoperită imunologic și a omorât pe capete. A omorât cu procente de peste 70-80% în număr mare de indivizi. Se pare că milioane de indivizi au murit în urma gripei aduse de câteva zeci cât puteau urca pe corabile, că nu erau transatlantice. Pe corabile aduse din Spania. Foarte puțini. Și totuși gripa și variola i-au omorât pe asteci, pe maiași, pe incași. Ăsta este motivul pentru care gripa justifică o protecție imunologică importantă. Ceaiul, mierea, vitamina C ajută. Dar soluția cea mai importantă este vaccinarea. În special pentru grupele de vârstă sau de stare fiziologică sau patologică, receptive. Dacă te știi cu afecțiuni pulmonare, dacă te știi fumător în răi de două pachete pe zi de 20 de ani, dacă te știi copil sau în vârstă, vaccinează-te. Nu-ți poți permite un edem pulmonar generat de virusul gripal. Ăsta este motivul pentru care recomandarea medicală este vaccinarea, mai ales că nu există niciun fel de reacție cunoscută la aceste vaccinuri, afară de cele anafilactice obișnuite, nu există reacție pe termen lung serioasă asupra acestui vaccin. Nu există niciun fel de incidențe pe alte afecțiuni produse de vaccinare. În consecință, vaccinați-vă. Este foarte important să -ți păstrezi o sănătate bună a aparatului respirator și recomand celor care fumează să nu o mai facă. Fumatul este extrem de periculos în contextul actual în care țigările sunt tot mai diverse, nu mai știi ce fumezi, în contextul în care populația schimbă virusuri într-o veselie prin turismul, în special turismul, dar și cel economic, nu numai cel recreațional, duc la circulații transcontinentale de agenți patogeni și de recombinări nefericite, așa cum a fost recombinarea virusului de pasăre de la o găină din Pekin cu virusul gripal adus din Europa și America în China. Așa cum s-a recombinat virusul gripei porcine cu virusul gripei umane. Așa cum s-au recombinat virusuri și au făcut numeroase tulpini. La ora actuală, în România, epidemia este
bazate pe mai multe tipuri de virus. Nu este numai unul. Sunt mai multe tipuri de virusuri care lucrează. Vaccinurile gripale au devenit polivalente, fiindcă a apărut această necesitate. Virusul cu 1000 de fețe, care trebuie să fie tratat, uite, acum mă privesc cu un fumător care are 40 și ceva de ani și dacă dă gripa peste el, îl băgăm în scânduri. Ăsta este motivul pentru care, după opinia mea, lăsați-vă de fumat și protejați-vă de gripă. Și cea mai bună protecție împotriva gripei este vaccinarea. Urmează, ca importanță, protecția de a te separa de grupurile mari de indivizi. Atenție când mănânci în locuri publice. Încearcă să folosești instrumentari de unică folosință. Atenție când mergi la cinema. Lasă două scaune între tine și necunoscut. Sigur, consoarta ți-o ții cu tine, că aia e. Dar și membrii familiei trebuie să fie instruiți în acest sens. În sensul protecției față de contaminarea cu virusul gripal. Spălat pe mâini. Foarte important. Batista. Nu prea e la modă. Șervețelul. Da. Unică utilizare și la gunoi. Asta e. Dacă strănuți, nu strănuta în palme, strănută în șervețel și aruncă-l, sau strănută în mânecă dacă n-ai timp să scoți șervețelul, dar nu în palmă, fiindcă din palme mai departe îl pui pe clanțe și le iau alții.